Hei, salut, ce faceți, fraților? Ce faceți? Dacă vă place, lăsați like, mulțumesc tare mult și vă mulțumesc în continuare pentru tot, vă mulțumesc tare mult. Ce faceți, fraților? Vreau să vă spun că am primit de la cineva porumb fiert, fraților, da? Acum, e tot posibilul, Doamne ferește, să nu fiu otrăvit, că eu nu vreau să mor așa de tânăr, așa de frumos, așa de... Foarte tare sunt. Nu, mai, asta este adevărul. Ne ferim. Dacă omul ies acasă, l-a fiert tot. Și acum mi-e frică dacă e otrăvit. Se poate și asta, na. Mare, tot posibilul nu-i. Tot posibilul este. Dar, spun și, hai să gustăm. Fiert este. E foarte așa, are sucul lui natural, știți? Foarte tare. Lăsă-mi ajută. Să gustăm. E foarte bun. Dacă vreți, veniți la Suceava, cumpărăm porumbi, îi fierbem și mâncăm. Nu are sare, dar e foarte bun. Sper că nu s-o trăviți, că eu nu vreau să mă urat atât de tânăr. Mi-am monetizat și contul de YouTube, ăștia de la echipa YouTube și nu vreau să mor așa, vreau să fiu și în viață, știi? Și place bun porumbul ăsta. Nota 10. Îi mulțumesc frumos pentru porumb. Ce mai faceți, fratele? Vreau să vă mulțumesc iar din suflet pentru tot că v-ați abonat. M-a înjurat cineva acum. M-a înjurat cineva că m-am înnecat cu porumbul. Nici o problemă, când nu mor. Am spus că se poate să mor, da? Doamne ferește! Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Și pentru și la echipa YouTube îi mulțumesc foarte mult că mi-a monetizat contul. Da, îi mulțumesc foarte mult. Eu sunt Nicolas Alex și mâncăm porumb la Suceava. Veniți și voi să mâncăm porumb. Mulțumesc tare mult de atenție și dați like. Mulțumesc tare mult!